Avem prea multe bagaje. Ce e atât de curat? Uite cât e de frumos! Avem o priveliște splendidă. Lauzi, unde plecăm azi? În sfârșit, în Capadocia, nu? Da, deci avem un autocar de luat din autogara din Manavgat până în Nevşehir. Noi suntem cazați în Side, luăm un taxi până în autogara din Manavgat, de acolo avem autocarul până în Nevşehir și din Nevşehir mai avem un microbus de luat până în Urgup, unde avem cazare. Da, pentru următoarele 2 săptămâni aproape. Da, deci avem un drum de câte ore? 7 până în Nevşehir și după aia, nu știu, încă vreo oră. 8 ore. Avem prea multe bagaje. Drumul din Manavgat până în Nevşehir l-am făcut cu un autocar de la compania Camil Coach, care e integrată în rețeaua Flixbus. Biletele le-am luat online de pe O-Bilet. Au costat 15 euro de persoană și am putut să ne alegem locurile fără să plătim în plus. Dacă ți-ai bilete, spre exemplu, de pe Flixbus, trebuie să plătești pentru a-ți rezerva locurile, dar pe O-Bilet nu se percepe vreo taxă suplimentară. Și încă ceva, în tariful biletului sunt incluse apă, suc, dulciuri sau ceva de ronțăit. Drumul a fost confortabil. În general, autocarele din Turcia sunt spațioase, iar scaunele destul de late. Stai ca într-un fotoliu. Am mers în jur de 7 ore până în Nevşehir, iar de acolo am luat autobuzul spre Urgup. Am ajuns seara în oraș, gazda noastră ne-a așteptat în autogară și ne-a dus la cazare unde ne-a întâmpinat fain toată familia. Deci cazarea asta este foarte drăguță. Cazarea asta e foarte drăguță. Ne-au lăsat și de mâncare. Chiar că e cea mai drăguță din Turcia, de până acum. Ce n-a de drăguț mai? Și baia asta e super curată. Da, și îți lasă pastă de dinți. Da, deci avem pastă de dinți și șampon și gel de duș și... Și aici avem un pat în plus. E un pat de copii. E foarte drăguț. Doar cât? 20? Cât am plătit?
Nu, 10 euro pe noapte. Adică 100 de lei? Cu tot cu taxa de Airbnb. Da. Deci e foarte, foarte curat. Eu mă mir cât e de curat. Deci că e totul nou. Deci e atât de curat. Da, sunt de primii oască, probabil. Poate. Pe Airbnb era nouă. Am ales să stăm în Urghiu pentru că aici cazarea era mult mai ieftină decât în Gheoreme. În Gheoreme e totul mult mai turistic și e și mult mai aglomerat. Oricum, Capadocia nu înseamnă doar Gheoreme. Vă puteți caza în oricare dintre orășele din zonă, Urghiu, Ucisar. Există autobuze care circulă des între ele și vă puteți deplasa în orice parte aveți nevoie. A doua zi, după ce ne-am odihnit, am luat autobuzul din Urghiu spre Gheoreme, pentru că urma să facem prima drumeție din Capadocia. Salut, suntem în Capadocia. Da, astăzi am pornit pe primul traseu spre Ucisar, sau cum se numește. Da, vrem să vedem castelul de la Ucisar și am pornit pe Pigeon Valley din Gheoreme. Noi am plecat de la cazare cu un autobuz, până în Gheoreme sunt autobuze din oră în oră. Faci cam 20 de minute și am ajuns în Gheoreme și de aici am luat-o la pas. Da, spre Valea Porumbeilor. Asta-i Valea? Da. Da, păi am ajuns exact la intrarea aia de pe Google Maps. Da. Și să facem bucata cu verde și castelul acolo. Pe care la ce l-am văzut de departe era castelul. Deci noi o luăm așa și după aia ne întoarcem pe aici, facem circuit. Da. Asta e drum, nu? Da, e drum. Nu sunt sigur dacă vedem unde, că poate am putea să urcăm pe aici. Chiar pe nemarcată pe văile astea, de la castel. Uite că zice aici 3,5 ore, 4 km. Dacă o să faci 3,5 ore, 4 km. Băiatul ăla zicea că o oră era în articolul de blog. Vedem cât facem, tot cu poze și... De aia zicea că să mergi de la Ucisar la Gheoreme ca să cobori. De la 1300 acum o să urcăm. Mhm. Uh-huh. Asta nu e 200 de metri diferență de nivel. Nu e problemă, că uite, toată, vezi, levelul de... Da, da. Dificultate minim. Hai să mergem. Un pic de noroi. Da. O să fie cum a plouat ieri, dar nu-i problema asta. Nu contează. Păi era de așteptat, nu? Da. După cât a plouat ieri de mult și de tare. Vezi cum s-a văzut acolo, cum e diferență de rocă, de și, rocă? Cum, da, și de eroziune. Cum a erodat apa din vale, că asta e altă vale, practic. Că asta e varsă în valea principală. Da. Și a rămas, zici că e un... o iguană. Vezi, uite, capul merge așa și acolo se sare așa creasta aia zimțată de la iguană și după aia... Da. Vezi că există și Imagination Valley, dar aici e și Pigeon Valley. Tu poți să-ți imaginezi unde vrei tu.
Vezi cum arată, zici că e marțipan. Da. Hai să mergem mai departe. Haide. Uite cât e de frumos. Cum? Ce frumos e. Da. E foarte clară poteca. Nu prea ai unde să te pierzi. Plus că sunt și niște borne care îți arată traseul, deci chiar nu ai unde să te rătăcești. Îți place unde te-am adus? Da, superb! Mulțumesc pentru această excursie! Nu te-am adus eu, dar eu te-am bătut la cap. Da, să venim. Bravo, păi așa a fost la noi. Tu ai vrut mai mult pe Amucale, eu am vrut Capadocia. Și trebuie să le vedem pe amândouă. Care e cuibul? Vezi? Și cotul așa. Da. Zice acolo e cuibul. Deci mergem spre castel, pentru că e chiar în față. Nu știu dacă se vede, dar e în față. Acolo e castelul? Da. În față. Respir greu, dragă. Respir greu? Păi am urcat o pantă, ce vrei? Pe aici se urcă spre castel. Prin stânga? Da, uite acolo că scrie Griș. Aha. Și trebuie să plătim intrare? Mă, nu știu. Deci intrarea e? Da, 100 de lire de persoană. În turcești. Da. Erau și niște scări exterioare, dar nu, uite că acum ajungem la ele, da. Da, mergem sus mai întâi, nu? Poți eu? Mergem sus mai întâi. Da. Da, vezi toată zona.
Castelul de la Ucisar este cel mai înalt fericimni din Capadocia. Coș sau horn de zâne s-ar traduce. E această formațiune rezultată prin eroziunea unei roci relativ moi, în cazul de față tuful vulcanic. E înconjurat de alte câteva încăperi săpate în rocă, unde acum sunt restaurante sau hoteluri și care în trecut ar fi fost case pentru soldați. Se crede că a fost principalul punct de apărare al regiunii Capadocia și în încăperile sculptate ale castelului au locuit cândva 1000 de oameni. Castelul oferă un punct de belvedere asupra întregii regiuni. Într-o zi senină ai putea vedea chiar și muntele Erciyes, un fost vulcan care a avut un rol important în modelarea reliefului din Capadocia. Toate formațiunile geologice de aici sunt rezultatul la milioane de ani de activitate tectonică, erupții vulcanice și eroziune. Aici a fost cândva un platou acoperit cu lavă și cenușă, lavă care în timp a devenit o rocă moale, tuful vulcanic. Tuful a fost în timp erodat de apă și vânt și în alternanță cu rocile vulcanice dure au rezultat relieful și formațiunile spectaculoase pe care le vedem azi. Gata, suntem în vârf. Pe acoperișul castelului. Da. Și avem o priveliște splendidă. Toate văile astea din jur se văd. Deci chiar acum când coboram, am văzut că am fost pe cel mai înalt punct din Capadocia. Da. Cât avea? 1350 de metri. Da. Deci dacă urcați în castel, ajungeți în cel mai înalt punct din Capadocia. Și merită 100 de lire pentru că ai așa o priveliște foarte faină. Vezi cam tot ce e în jur. Ne continuăm traseul prin Valea Porumbeilor. Poftim? Acolo e un stâlp. A, da, atenție, cad pietre. Chestia în Capadocia, adică până acum, din ce vedem, e că poți, adică sunt poteci peste tot, poți să iei pe oriunde. Și cumva e așa ciudat că îți vine să te tot abați de la traseu și să te bagi pe toate cărările. Poți să mergi peste tot.
Acolo e pod natural. Da, și mai e unul în partea cealaltă, în dreapta. Deci arată ca niște căsuțe de tortă dulce. Aici e un pod natural uriaș. De ce e pod natural? Da, da, uite. Nu am putea să de foarte curat, că e mult mai ciudat, da? A, da, chiar. Vezi, sunt alte. Da. Mai departe nu merge, că sunt mulți pini și nu are rost să ne zgâtem în ei, da? Interesant. După cei 4 km parcurs pe jos, am ajuns la finalul traseului, unde se află copacul Evil Eye. Vedeți că e plin de Evil Eye, aceste amulete care se crede că te protejează de ochi. Pământ lui alăgă. Ne întoarcem spre autobuzul care să ne ducă acasă, dar urmă înapoi. În spate e castelul din Ucisar. Da. Da, după o zi în care am pedalat ceva, adică am mers pe jos mult. Da, nu știu, avem... Avem vreo 5 ore de mers. 23.600 de pași. Deocamdată. Da. Mai avem puțin. Și a fost o zi frumoasă. Da. Cu vânt, soare, de toate. Fără ploaie, bine. Fără ploaie.